Lipim decorul din lut polimeric pe cană. După ce am copt decorul din lut polimeric direct pe cană, scoatem cana din cuptor și o lăsăm să se răcească la temperatura camerei. Apoi dezlipim decorul de pe cană. La această etapă decorul se dezlipește foarte ușor. Răzuim decorul cu hârtie abrazivă. Această procedură ajută la scoaterea stratului lucios de pe figurină și la o aderență mai sigură dintre cană și decor. Anterior, am încercat să șlefuiesc cu hârtie abrazivă și cana, în locul unde urmează să fie amplasat decorul, dar acum șlefuiesc doar decorul și mi se pare suficient. După asta, ștergem suprafața șlefuită cu un șervețel umed pentru a elimina praful creat. Lăsăm decorul să se usuce și pregătim cleiul. La moment, eu folosesc clei Poxipol, anterior am încercat Bizon și Sensil, important să fie un clei epoxidic bicomponent. Amestecăm pe o suprafață o cantitate egală dintre aceste două componente timp de 20-30 de secunde. Apoi aplicăm cu o scobitoare sau un instrument cleiul pe toată suprafața decorului. Ne străduim să aplicăm clei suficient, dar nu în exces. După asta lipim decorul pe cană în locul potrivit și ținem apăsat ceva timp. Poxipol, de exemplu, se întărește în jur de 5 minute în mediu. După ce figurina e lipită și cleiul s-a uscat, răzuim cu o lamă cleiul uscat din jurul decorului. Și cănuța este gata. Vă mulțumesc pentru atenție. Cam atât pentru astăzi. Dacă aveți întrebări, le puteți adresa în comentarii.